Ați avut vreodată vreo reacție gravă după ce ați fost vaccinat? Nu. 50 de angajați ai SC Concasesa au fost vaccinați joi la locul de muncă. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul cadrelor medicale din punctul de vaccinare Drive-Thru Buzău. Noi suntem veniți din partea centrului de Drive-Thru și am încercat să facem și pe teren. Și am încercat până în ora 12, când dăm drumul la activitatea acolo, să mergem și la școli, în societăți. Avem asistente din spital, logistica o avem cu noi, merge foarte bine. Unii cu emoții, alții mai curajoși, angajații au mers rând pe rând să se vaccineze în speranța că pandemia va dispărea cât mai curând. N-am simțit nimic, chiar a fost doamna doctor sau, mă rog, asistenții care mi-au avut injecția, chiar e super drăguț, n-am simțit nimic, practic, așa, cu o ușurință extraordinară. Sunt mândru cum mi-am făcut-o. Sper să fie bine, să scăpăm de asta. M-am simțit bine, nici n-am simțit, nu. Nu. M-am simțit foarte bine. Mai am puțin de așteptat, nicio reacție adversă. Societatea comercială Concasesa este una dintre cele mai mari firme de construcții civile din România, cu un impresionant număr de angajați. Faptul că muncitorii au avut posibilitatea de a se imuniza cu vaccinul Pfizer la locul de muncă a fost bine primit atât de către conducerea societății, cât și de către muncitori.